Tragediile din ultima vreme, care au lăsat o pată neagră în istoria țării, sunt rezultatul unui sistem corupt în care angajările și numirile în funcții cheie se fac pe pile, cunoștințe și relații. Sunt câteva dintre concluziile trase de Cătălin Drulă, invitat în studioul B1 TV după tragediile petrecute la Crevedia și la 2 Mai. Președintele USR Cătălin Drulă afirmă că președintele țării Klaus Iohannis este printre cei vinovați de tragediile petrecute în țara noastră. Domnule președinte, nu știu unde să o spun, de 9 ani ești președinte, cum să te uiți la munca ta, la de unde ai luat țara și unde ai dus-o și s-au adâncit toate mafiile astea, bubuie România peste tot, sunt de la explozii la știri zilnice despre oameni omorâți nevinovați. Șeful USR a vorbit și despre clanurile mafiote și consideră că acestea sunt coordonate chiar de la vârful partidelor politice. Primarul ăștia, haideți să fim serioși, știa că e un băiat tare cu spate la Caracal, cu spate la Paul Stănescu, care stă pe sub mese unul dintre marii lideri PSD și că e protejat. Există oameni care sunt protejați, cum e și criminalul de la 2 Mai, da, băiatul ăsta care, el, da, care a făcut așa. Da, familia asta, care au protecție, care au un nume și care sunt la partidul potrivit, care sunt deasupra legii. Ori ăsta nu este un stat modern, este o republică, am ajuns să avem în România o republică a privilegiilor și a specialilor. Cât despre accidentele petrecute pe fondul consumului de droguri, Cătălin Drulă l-a taxat dur pe Cătălin Predoiu, care a afirmat că lupta cu drogurile este pierdută în rândul adulților. Dacă ministrul afacerilor interne ajunge să spună la adulți e pierdută lupta cu drogurile. Și oricum azi că am pierdut lupta cu criminalitatea semnal oricum. Ce semnal e acela? Dacă la adulți s-a pierdut, adică după un asemenea gafă, nu e prima pe care o face Predoiu, a mai fost când era ministrul justiției, anunța el rezultate, dosare dinainte. Acum, ca ministru la interne, când dai un asemenea semnal, eu nu știu, cred că e petrecere pe la marii traficanți de droguri din România. Și pentru că polițiștii nu l-au testat pe Vlad Pascu împotriva consumului de droguri sub pretextul că nu aveau drug test, Cătălin Drulă a reamintit faptul că poliția română a ales să cumpere BMW-uri de la prietenul președintelui Iohannis. Separat a zis poliția avea nevoie și de niște auto speciale, care putea să fie Duster, nu scrie acolo da, să fie BMW. Contează, da. Ce s-a cumpărat din tot proiectul ăsta? Doar autospecialele, care au fost BMW-urile respective, și ghici ce, până în ziua de azi, deși programul operațional infrastructură mare se încheie la sfârșitul acestui an, nu au cerut banii europeni la rambursare. Ministerul Afacerilor Interne, care se plânge domnul Predoiu că nu are dotări suficiente, nu are finanțare, a spus trebuie, discutăm despre finanțare, a dat 50 de milioane de lei pe BMW-uri și nu a cerut acești bani să fie rambursați de la Comisia Europeană. De ce? Pentru că în momentul ăla intră Comisia Europeană pe firul achiziției, devine de competența parchetului condus de Laura Cudruța Chioveși și le este frică. Boden a făcut-o până a plecat, i-a aruncat cartoful fierbinte lui Cătălin Predoiu, care nici el n-a făcut-o până acum și speră să o lase așa, pe bugetul de stat. Oamenii ăștia își permit să piardă 50 de milioane de lei.